Geneza, capitolul 24. O mireasă pentru Isaac. Geneza, capitolul 24, versetele 1 la 9. Avram era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui: pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Robul i-a răspuns: poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta. Va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avram i-a zis: să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând: seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu. Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avram și a jurat care să păzească aceste lucruri. Avram l-a pus pe slujitorul său cel mai vârstnic să facă un legământ prin care jura că îi va căuta o nevastă lui Isaac. Nu va îngădui ca acesta să ia o cananită sau să trăiască în Mesopotamia. Străvechiul gen de jurământ descris în versetele 2 la 4 și versetul 9 este explicat de Charles F. Pfeiffer. Conform expresiei biblice, copiii se spune că se nasc din coarsa tatălui lor. Conform cărții Geneza, capitolul 46, versetul 26. Sufletele care au venit cu Iacov în Egipt și care ieșiseră din el erau în totul 66, fără să numărăm nevestele fiilor lui Iacov. Punând mâna pe coapsa tatălui, se interpreta că, dacă un legământ ar fi încălcat, copiii care se născuseră sau urmau să se nască din coapsă vor răzbuna această încălcare. Lucrul acesta fusese denumit jurământ pe urmaș și este în mod deosebit aplicabil în cazul de față, fiindcă misiunea slujitorului este să asigure urmași lui Avram prin Isaac. Geneza, capitolul 24, versetele 10 la 14. Robul a luat 10 cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat, având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. S-a sculat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. A lăsat cămilele să se odihnească în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile să scoată apă. Și a zis: Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi zice: pleacă-ți vatra, te rog, ca să beau, și care va răspunde: bea și am să dau de băut și cămilelor tale să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac. Și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Slujitorul este un tip, simbol al Duhului Sfânt, trimis de Tatăl să
pețească o mireasă pentru cerescul Isaac, Domnul Isus. Narațiunea relatează cu atenție pregătirea călătoriei, darurile pe care le-a dus slujitorul și semnul prin care el trebuia să recunoască femeia aleasă de Domnul. Murdoch Campbell analizează. Era un semn care fusese calculat în așa fel încât să arunce multă lumină asupra caracterului fetei care să fie vrednică de fiul stăpânului. Slujitorul trebuia să ceară doar o sorbitură, după cum s-ar putea traduce cuvântul ebraic, o sorbitură de apă pentru sine, dar aceea pe care o alesese Dumnezeu să fie mama unui mare popor și o strămoașă îndepărtată a Domnului Iisus Hristos urma să dezvăluie natura ei generoasă și dorința ei de a sluji pe alții, oferindu-i nu numai o sorbitură de apă, ci să bea cât dorește. La acest lucru ea avea să adauge oferta uimitoare de a scoate apă și pentru cămile. Acum, când ne gândim că aceste 10 animale, după o călătorie lungă prin deșert, puteau goli pe puțin 4 gălezi de apă, bunăvoința spontană a fetei, rugăciunilor lui de a-i servi pe om și animal deopotrivă, ne dezvăluie un fel de a fi blând și lipsit de egoism, cât și un caracter de o noblețe deosebită. Geneza, capitolul 24, versetele 15 la 52. Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avram. Fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Ea s-a coborât la izvor și a umplut vadra și s-a suit iarăși. Robul a alergat înaintea ei și a zis, dă-mi, te rog, să beau puțină apă din vadra ta. Bea, domnul meu, a răspuns ea și s-a grăbit de a pleca vadra pe mână și i-a dat să bea. După ce i-a dat și a băut de s-a săturat, a zis, am să scot apă și pentru cămilele tale, până vor bea și se vor sătura. A vărsat în grabă vadra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă și a scos pentru toate cămilele lui. Omul o privea cu mirare și fără să zică nimic ca să vadă dacă Domnul a făcut să-i izbutească sau nu călătoria. Când s-au săturat cămilele de băut, omul a luat o verigă de aur de greutatea unei jumătăți de siclu și două brățări grele de 10 sicli de aur și a zis, a cui fată ești? Spune-mi, te rog. Este loc pentru noi în casa tatălui tău ca să rămânem peste noapte? Ea a răspuns, eu sunt fata lui Betuel, fiul Milcăi și al lui Nahor. Și a zis mai departe, avem paie și nutrez din belșug și este și loc de găzduit peste noapte. Atunci omul a plecat capul și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, zicând, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avram, care n-a părăsit îndurarea și credincioșia lui față de stăpânul meu. Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu. Fata a alergat și a istorisit mamei sale acasă cele întâmplate. Rebeca avea un frate numit Laban. Și Laban a alergat afară la omul acela la izvor. Văzuse veriga și brățările în mâinile surorii sale și auzise pe soră sa Rebeca spunând, așa mi-a vorbit omul acela. A venit dar la omul acela care stătea lângă cămile la izvor și a zis, vino, binecuvântatul Domnului, pentru ce stai afară? Am pregătit casa și am pregătit un loc pentru cămile. Omul a intrat în casă. Laban a pus să descarce cămilele
a dat paie și nutres cămilelor și a adus apă pentru spălat picioarele omului aceluia și ale oamenilor care erau cu el. Apoi i-a dat să mănânce, dar el a zis, nu mănânc până nu voi spune ce am de spus. Vorbește, a zis Laban. Atunci el a zis, eu sunt robul lui Avram. Domnul a umplut de binecuvântări pe stăpânul meu care a ajuns la mare propășire. I-a dat oi și boi, argint și aur, rob și roabe, cămile și măgari. Sara, nevasta stăpânului meu, a născut la bătrânețe un fiu stăpânului meu și lui i-a dat el tot ce are. Stăpânul meu m-a pus să jur și a zis, să nu iei fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniților în țara cărora locuiesc, ci să te duci în casa tatălui meu și la rudele mele, ca de acolo să iei nevastă fiului meu. Eu am zis stăpânului meu, poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze. Și el mi-a răspuns, Domnul, înaintea căruia umblu, va trimite pe îngerul său cu tine și îți va da izbândă în călătorie și vei lua fiului meu o nevastă din rudele și din casa tatălui meu. Vei fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci dacă te vei duce la rudele mele și, dacă nu ți-o vor da, vei fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci. Eu am ajuns azi la izvor și am zis, Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, dacă binevoiești să-mi dai izbândă în călătoria pe care o fac, iată, eu stau la izvorul de apă și fata care va ieși să scoată apă și căreia îi voi zice, dă-mi, te rog, să beau puțină apă din vadra ta și care îmi va răspunde, bea tu însuți și voi da de băut și cămilelor tale. Fata aceea să fie nevasta pe care a rânduit-o Domnul pentru fiul stăpânului meu. Înainte de a sfârși de vorbit în inima mea, iată că a ieșit Rebeca cu vadra pe umăr, s-a coborât la izvor și a scos apă. Eu i-am zis, dă-mi să beau, te rog. Ea s-a grăbit și a plecat vadra deasupra umărului și a zis, bea și voi da de băut și cămilelor tale. Am băut și a dat de băut și cămilelor mele. Eu am întrebat-o și am zis, a cui fată ești? Ea a răspuns, sunt fata lui Betuel, fiul lui Nahor și al Milcăi. I-am pus veriga în nas și brățările la mâini. Apoi am plecat capul, m-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului și am binecuvântat pe Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avram, că m-a călăuzit pe calea cea dreaptă, ca să iau pe fata fratelui stăpânului meu pentru fiul lui. Acum, dacă voi să arătați bunăvoință și credincioșie față de stăpânul meu, spuneți-mi, dacă nu, spuneți-mi iarăși, ca să mă îndrept la dreapta sau la stânga. Laban și Betuel, drept răspuns, au zis, de la Domnul vine lucrul acesta. Noi nu-ți mai putem spune nici rău, nici bine. Iată, Rebeca este înaintea ta, ia-o și du-te, ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul. Când a auzit robul lui Avram cuvintele lor, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. Bineînțeles, frumoasa Rebeca este cea care a îndeplinit condițiile primind astfel darurile slujitorului. În timp ce îl conducea la casa tatălui ei, slujitorul lui Avram știa că acesta era capătul căutărilor sale. Când Rebeca i-a explicat fratelui ei, Laban, situația, acesta a primit bine alaiul, apoi a auzit cum slujitorul a cerut-o în căsătorie pe Rebeca pentru Isaac. Potrivirea minunată a evenimentelor, ca răspuns la rugăciunea slujitorului, i-a convins pe Laban și pe Betuel, tatăl Rebecăi, că Domnul aranjase lucrurile în felul acesta. Geneza, capitolul 24, versetele 53 la 61.
și robul a scos scule de argint, scule de aur și îmbrăcăminte pe care le-a dat Rebecăi. A dat, de asemenea, daruri bogate fratelui său și mamei sale. După aceea, au mâncat și au băut, el și oamenii care erau împreună cu el, și s-au culcat. Dimineața, când s-au sculat, robul a zis: lăsați-mă să mă întorc la stăpânul meu. Fratele și mama fetei au zis: fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo 10 zile, pe urmă poate să plece. El le-a răspuns: nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea. Lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Atunci ei au răspuns: să chemăm pe fată și să o întrebăm. Au chemat dar pe Rebeca și i-au zis: vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Și au lăsat pe sora lor, Rebeca, să plece cu doica ei, cu robul lui Avraam și cu oamenii lui. Au binecuvântat pe Rebeca și i-au zis: o, sora noastră, să ajungi mama a mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânească cetățile vrăjmașilor săi. Rebeca s-a sculat împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. Slujitorul a înmânat apoi darurile pentru Rebeca, Laban și mama ei, pecetluind logodna. Dimineața, familia a dorit să-i întârzie plecarea, dar voința Rebecăi de a pleca a rezolvat chestiunea și astfel ea a plecat cu binecuvântarea lor. Geneza, capitolul 24, versetele 62 la 67. Isaac se întorsese de la fântâna la Hai-Roi, căci locuia în țara de miază zi. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat, și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă și a zis robului: cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns: este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat marama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara. A luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Prima oară când îl vedem pe Isaac după experiența lui de la muntele Moria este când a ieșit să o întâmpine pe Rebeca. Deci, prima oară când îl vom vedea pe Mântuitorul nostru după moartea, îngroparea, învierea și înălțarea lui, va fi atunci când se va întoarce să-și ceară mireasa aleasă, conform 1-a epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 13 la 18. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.
Întâlnirea lui Isaac cu Rebecca este de o tandră frumusețe, fără s-o fi văzut vreodată. El s-a însurat cu ea, a iubit-o și, spre deosebire de ceilalți patriarhi, n-au avut nicio altă soție în afara ei.